Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați, plouă. Și am spus să fac un video să îl postez. Am stat aici la ploaie încât să bea și ele plus ca o apă, dar ia uitați-le. Sunt murdare, flash, că sunt ude. E dezastru pe aici. Să mergem și la puișori. Stați, vă arăt ceva. Trebuie să vă arăt. Uitați, rățușca acolo cu puișorii, cu cei doi bobucei, nu prea să fuge. Dar să vă arăt alea cum ai de aproape, stați puțin. Uitați. Doar cu doi bobucei am avut multe pierderi. Pui au murit destul de mulți. N-ai ce să faci. Ia uitați, plouă. Ia uitați. Hai să mergem și la ceilalți. Au revenit. Ia uitați puii. Ia uitați și găinile. Ia uitați, cocoșelul de cochinchina este superb. Culoare somon. Nu știu. Să-l vând, să ne-l vând. Nu știu. Exact. Ia uitați. Ia uitați ce superbă este aceasta. Și cu moci, cu bărbiță, are și 5 degete. Uitați. Este superbă, asta o să opresc pentru matcă. Mai exact, stați să vă mai arăt ce o să opresc pentru matcă. O să opresc și pe aceasta pentru că este un mii de flori corcit, hibrid, care are moci. O să-l opresc. O să opresc pe aceasta neagră, stați să vedeți mai bine, pentru că are barbă și nu are creastă, apropo, stați să vedeți, nu are creastă deloc. Nu știu ce fel de găină este, dar nu are creastă. Această găină mă fascinează și o să o păstrez pentru matcă. O să mai păstrez pentru matcă. Stați o leac să o prind. Aceasta de cochinchina o să o păstrez, mai exact. Ia uitați. Aceasta o să o păstrez. Și mai este unul de cochinchina în care o să-l păstrez și pe acela. Nu, uitați-o. Tot găinușă. Ia uitați-o. Cochinchina negru. Golașul cu moți o să-l păstrez, ia uitați, are și moți, o să-l păstrez pe golaș. Pe puicuța asta cred că o să-l păstrez pentru că are o culoare superbă, îmi place extrem de mult. Acesta cred că o să-l vând. Este cochinchina original, este rasă pură. Și o să vând și din ei. O să văd după ce fac selecția. Au murit destul de mulți, deci anul ăsta din ce am scos, cred că am scos în jur de 150 ceva pe aici, pe undeva, și au murit în jumate, undeva la 75, 80, 90 de pui au murit. Au mâncat dihorii, câinele, vulpea. Și gândiți-vă că din a doua serie de pui, doar cred că un singur pui mai am din a doua serie, care am scos în februarie, a doua serie. Postul ăsta o să-l păstrez de sămânță, să vă mai arăt. Uitați, acesta este din a doua serie care a rămas singur, un Brahma hibrid.
uitați, caprele. Ia uitați, brebenica. Ia uitați. Pe aceasta o cheamă ginuța, negruța. Pe aia portocalie o cheamă nușa, cealaltă ciula. Și vom vedea, hai să mai mergem să vă mai arăt noutăți care le am. Ia uitați și cloșca cu puișorii. Plouă și încearcă să urce. O să-l prind ca să-l bag sus aici. O să o dau, o să o trimit la mama acasă cu tot puișor. Ia uitați, mai este un pui care trebuie să-l urc. Stai, mami, stai, stai, stai că nu-ți fac nimic. Ia uitați. Au crescut, au 2 săptămâni, 2 săptămâni și un pic, acum așa fac 3 săptămâni. Ia uitați, superbi. Toți. Din 13 ouă, unul a fost fertil și a murit un nou. Unul a murit, din păcate, și a mai rămas cu 11. Și o să-i dăm. Și nu o să o mai avem. Ia uitați, asta la altă. Din 20 și ceva de pui la ea, mai am 3. E perfect. Cum v-am spus, am multe pierderi. Am avut și am. Îmi pare rău, dar nu am ce să-i fac. Stați puțin că am văzut ceva aici. Am, nu, e murdar. Uitați, boboceii. Nu prea se văd. Stau la întuneric. Uitați, sunt superbi. Să mergem și prin grădină, poate găsim și ceilalți pui. Ia uitați. Și să ne mai uităm puțin la cloșca cu pui. Și într-un final, aș vrea să vă spun ceva. Băi frate, nu înțeleg puii mei cum naiba vă abonați și după vă dezabonați. Mai bine nu vă mai abonați și asta e, dar voi vă abonați și după aia vă dezabonați, pentru că până acum trebuia să am undeva la 170 și au plecat destul de mult și nu înțeleg de ce, pentru că totuși postez informații utile care ajută în crescătoria omului până la urmă, dar nu am ce face, asta e, faceți ce vreți. Și cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share și subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!